Salutare, Patricia, și bine ai venit la Cluj! Salut, mulțumesc! Partenerii de la Porsche o să te provoace la o serie de 20 de întrebări din istoria tenisului feminin, atenție, deci sunt doar răspunsuri cu fete. Am înțeles. Și o să te și ajut, pentru că unele sunt destul de complicate. Cel mai important lucru din lumea asta este faptul că la final facem un clasament, deci o să vezi cum stă fiecare dintre coechipierele sau adversarele tale, în funcție de cum le privești, în acest clasament. În primul rând, stăm pe niște scaune Porsche. Așa, deci perfect. Stăm foarte confortabil. Stăm foarte bine, da. Stăm foarte bine, nu? Cu Porsche ai venit de la aeroport, bănuiesc? Nu, eu locuiesc aici. A, tu locuiești în Cluj? Da. Dar nu te-am primit încă cu Porsche pe aici? Vine, fii atent, îți vine rând. O să vezi. Așa, bun. Am înțeles, mulțumesc. Începem. Da? Întrebarea numărul 1. Este un punct pentru fiecare răspuns corect. Așa. Ok. Cine a câștigat titlurile la simplu în Grand Slam-urile din 2023? Așa. Sabalenka, Australian Open. Bun. Un punct. Gauff, US Open. Da. Vondrusova, Wimbledon. And... Și la Roland Garros. Am zis and. Mă scuzați. Da, nu. E ultima întrebare, practic. Ultimul răspuns. Și la Roland Garros... Nu știu. E fata It's care... Sviantec? Exact. Ah, ok. Gata, suntem bine. Okay. 4 puncte din prima, ai văzut ușor? Te-ai speriat. Da, m-am speriat degeaba, da. Numărul 2, 3 puncte. Care a fost prima jucătoare de tenis care a fost concomitent numărul 1 mondial la simplu și la dublu? Hint, e din Cehia. Și o doamnă, deja. Și a jucat mult și dublu mixt. Mai joacă? Nu mai joacă? Nu mai joacă, nu mai. E, nu mai. Na Navratilova? Bravo, da. Exact, 3 puncte. Oh, wow. Ok. Foarte tare. Bun, pentru 3 puncte, din nou. Cine a fost prima jucătoare de tenis care a reușit un career Golden Slam? Adică într-un an calendaristic toate Serena slam-urile, Williams? Toate slamurile și jocurile olimpice. Deci din Serena Williams. Nu prea din America. Nu prea din America. Nu. Germania. Germania. E ok, poți să dai bătută, nu e problemă. Trece mai departe. Vai, dar trebuie să mă mai gândesc. Da, ok, da, pentru că stăm confortabili aici. Asta e partea bună. Germania. Vai, deci efectiv acum nu-mi vine nicio jucătoare germană în cap. Bine, ok, I give up. Bun, Steffi Graf, în 1998. Vai! Păi, da, pățești, ce să faci? Da. Așa. Pentru 3 puncte, la Australian Open 1997, cine a devenit cea mai tânără câștigătoare de slam la 16 ani? Dokic? Nu câștigat. Nu câștigat. Este elvețiancă. Și nu-i Federer. Să zic așa. Martina Hingis. Excelent. Da. S-a notat 3 puncte, mulțumim. Așa, pentru 5 puncte, întrebare foarte, foarte dificilă, concentrează-te. Care este cea mai amuzantă jucătoare din WTA? Există un clasament? Nu. Orice răspuns e bine. Din punctul tău de vedere. Pe cine ai chemat la party acasă ca să te distrezi? Pe Jabeur, probabil. Jabeur? Da. Mm. Tare. Voi? Bons. Păi nu știu, că eu nu stau cu el în vestiar. De-aia discutăm, ca să aflăm lucruri. Am înțeles. Ok. 5 puncte. Perfect. Mulțumesc. Așa. Întrebarea 6. Cine a câștigat cele două ediții anterioare ale Transilvania Open? 2021 și 2022. Mai asta pe cuvânt că nu știu. În 2021, pot să-ți dau un indiciu, a câștigat aici, în finală cu Simona, și a plecat după aia la turneul campionilor. S-a calificat la turneul campionilor. Câștigând aici. Da, exact. Și s-a lăsat de tenis între timp, by the way, din cauza unei accidentări. Contaveit. Exact. Anet Contaveit. Perfect. Da. Iar în 2022, anul trecut, o finală pe care nu prea o aștepta nimeni. Ana Blinkova, te ajut eu. E un pic mai greu. Nu din... cred. Ba da, Ana Blinkova. Ok. Din 4 puncte ai luat 2. E perfect. E bine. Așa. Ce jucătoare de tenis are cele mai multe medalii olimpice?
e din America și e una dintre surori. Serena. Venus. Nu. Eram sigur, toată lumea răspunde așa, să știi. Serios? Serios, Venus. Dar am vrut să zic, uite, vezi, go with your gut. Doar Venus mi-a fost și primul. Venit, exact. Și apoi, cumva, nu știu de ce am... Așa. Pentru 5 puncte, o întrebare foarte grea, că de asta chiar e grea. Ești foarte tare dacă o știi, dacă nu aflăm împreună răspunsul, pentru că e foarte interesant. Ok. Cine a fost prima jucătoare de tenis care a purtat fustă la Wimbledon? Se întâmpla în 1949, pot să spun. A fost acuzată la momentul respectiv de comitetul All England Club că a introdus vulgaritatea în tenis. O chestie care astăzi e absolut normală. Îți răspund eu că e greu. Gussie Moran se numește fata și era din Statele Unite. Când a apărut cu fustiță la Wimbledon, au nebunit toți. Mi-închipui, da. Acum nebunesc dacă e vii cu culori, de exemplu. O, da. Așa. Pentru 5 puncte. În 2001, un virus cibernetic a fost botezat cu numele unei jucătoare de tenis. S-a împrăștiat rapid pe toată planeta prin e-mail-uri, printr-un fișier atașat, o fotografie a acestei jucătoare. Săraca. Un indiciu, Enrique Iglesias. Aul, săraca. Ok, Ana Kournikova. Ana Kournikova, da. N-are nicio vină, săraca. Dar da. A botezat un virus. Vai. Da, se poate și mai rău, iată. Da. Întrebarea numărul 10 din partea celor de la Porsche, din nou, foarte, foarte dificilă. Ok. 10 puncte. Wow. Cele mai multe puncte. Ce alegi? Porsche 911, Porsche Cayenne, Porsche Macan, Porsche Panamera sau Porsche Taycan? Nu, foarte greu, îmi pare rău. N-am cum să aleg una. Să știi că nu dăm de mai multe ori 10 puncte. Una și bună. Vai, e foarte greu. Dintre toate variantele, îmi rămâne 911 și Cayenne. Și între astea nu prea pot să aleg. Că... Acum știi cum e. Vrei să le iei pe amândouă, în nu? Grand Slam-uri de la un tur încolo, poți să ți le iei pe amândouă. Da. De la un anumit tur încolo. Dar să spunem că ajungi să ți iei să decizi doar pentru una dintre astea. Vezi că ți-am zis că e întrebare grea. Ok. Pentru că acum nu mai sunt singură. Dacă eram singură, era altă... Așa. Altă alegere. Dar pentru că nu mai sunt singură, o să aleg Cayenne. Perfect. De familie. Da. De familie, da. Bun. Întrebarea numărul 11. Ce jucătoare de tenis deține recordul pentru titluri de Grand Slam la simplu? A fost egalată de Novak Djokovic anul ăsta. Jucătoare? Serena? Margaret Court. Margaret Court. Da, Serena are 23. Se chinuia la un moment dat să o ajungă pe Margaret Court. Ah. Dar știi câte sunt? Nu, nu știu. 24. Wow. Da, destul de multe. Pe vremea aia, da. Okay. Așa. A câtea oară, întrebare complicată. A câtea oară, pentru 5 puncte, da? A câtea oară a împlinit Porsche 75 de ani în 2023? Cum adică? Exact, răspunde ce-ți vine. Păi poți să împlinești o dată, nu? Asta e, gata, 5 puncte fericite. Așa, bun. Încă o întrebare foarte dificilă, tot pentru 5 puncte. Dacă ai putea să joci toată cariera ta împotriva unei singure jucătoare, care ar fi aceasta? Orice răspuns e corect. Corect. Trebuie să duci după aia și de ce asta ar fi complicăciunea. Probabil că aș alege o pe... pe Jabior sau pe Vondrusova. De ce? Pentru că fetele astea au niște, au un stil combinat, cumva. Adică de multe ori observi un singur stil la jucătoare. Ori dă foarte tare, ori doar, nu știu, ține mingea în teren și așa. Dar fetele astea le pot face pe amândouă. Și e foarte interesant de găsit soluții la soluțiile lor. Ah, ok. Deci e un challenge. O iei ca, exact. Ca pe provocare. Exact. Foarte tare. Super răspuns. Așa. Trecem din nou la întrebări mai complicate, nu mai avem multe. Ce jucătoare de tenis deține recordul pentru cele mai multe finale de slam pierdute în era Open? Este o americancă. Pot să spun că a câștigat 18 slamuri, dar a și pierdut 16. Ca să poți imagine cum stăm. Ba da, se întâmplă.
pățăști, cum zicem noi la Cluj. Venus trebuie să fie. Chris Evert. Chris Evert. Da. Uai de mine. Să pici de 16 ori. Vai, deci eu așa de... Așa, nu știu. Eu... În fine, nu mai zic nimic. Nu, vreau să zic că nu, adică nu m-am interesat din păcate, nu știu, niciodată cumva de, neapărat de istorie acum, da, sau să știu că, toate chestiile astea. Scopul discuției astea e foarte interesant. Corect. Pentru că sunt absolut convins că mulți dintre cei care ne urmăresc. Da, adică te gândești că nu, toți s-au vorbit atât de surorile Williams, cel puțin de când sunt eu mică, nu? Normal. Așa, doar asta am auzit și atunci cumva, știi, asta vine ca prima dată, exact. Exact. Oricum pare că doar ele au câștigat în ultimii 20 de ani tot. Da. Până la un moment dat. Exact. Adică, da. Așa. Uite, încă o întrebare din istorie, apropo de asta. Da, istoria recentă. Care a fost prima jucătoare care le-a bătut pe Serena și pe Venus la același slam? Se întâmpla în 2001 la Australian Open și este elvețiancă. Păi, probabil că Martina Hingis, nu? Martina Hingis, 3 puncte. 3 puncte, da, la Patricia. Perfect. Da. Acum, încă 3-4 întrebări mai are. Ce meserie a avut Roland Garros? Nu știu. Aviator. Vai, și parcă am văzut asta undeva și chiar recent cred că am văzut asta undeva. Da, se vorbește de ceva vreme. Că... Așa-i? Da, au propus unii să-i schimbe numele turneului cu Rafa Nadal, vedem. Nu, nu cred. Mai analizăm, vedem. Păi, serios? A și câștigat destule ca să-și permită treaba asta. Ok. Așa, și uite, o întrebare interesantă. Pentru 4 puncte, pe ce suprafață s-a jucat prima ediție de la Roland Garros? N-a fost gură. Cred că iarbă, exact, fost toate. Exact, 4 da, puncte la asta Patrice. Știu, aici, da. Iarbă, da. Îți imaginezi da, iarbă da, la Roland Garros? Da. Ciudat, nu? Normal. Așa, întrebarea 19. 1974 a fost ultimul an în care 3 dintre cele 4 slemuri, fără Roland Garros, da, s-au jucat pe iarbă. Era Roland Garros, în 74 Roland Garros pe zgură și este pe iarbă. În următorul an, US Open a renunțat la suprafața de iarbă pentru, și nu-i răspunsul pe care îl crezi. S-a jucat 3 ani pe această suprafață la US Open. Păi ce suprafață poate fi? Ori zgură, ori... Ce? Carpetă sau ce? Sau? Păi decizi. Sunt două puncte aici, deci... E greu, din nou. Între 75 și 77 s-a jucat pe această suprafață la US Open. Chestie care astăzi pare absolut imposibilă. Ales avându-i, știindu-i pe americani și cât iubesc ei suprafața asta. Zgură? Zgură. Wow. Verde chiar. A, da. Da, exact. Da, s-a jucat pe zgură verde între 70 și 77. Incredibil. Și ultima întrebare, numărul 20, pentru 5 puncte, din nou foarte dificilă. Cine va câștiga titlul la Transilvania Open 2023? Bineînțeles, tu ești una dintre nominalizate, îți mai spune una. Ar fi bine să rămână acasă titlul, nu? Ar fi frumos, da. Da. Ar fi prima dată, în primul rând. Da. La București nu s-a întâmplat asta, nu, din păcate. Dar chiar ar fi frumos. Deci, sperăm că una dintre românce. Dar nu dai nume. Nu dau nume. Nu că se supără celelalte, nu? Păi nu. Da, e prietenie mare cu una, după care se supără celelalte. Nu e bine să dă nume. Nu. Patricia Țigă are șanse? Are. Perfect. Super. Da. Așa să fie. Mulțumesc mult, Patricia. Mulțumesc și eu. Câte puncte a făcut?